Aici, uite, e tine, aici, uite. Aici să ne avea, că dă pui. Poate te vede primarul, s-a bucurat. Taxe pentru piața la Pepe. Fără evidență, fără bonuri. Business semi-legal. Vezi că nu dai bon la niciunul, iei bani, dar bon nu dai. Da, dar ce? Mă gândeam că trebuie să fie evidență, nu? Ia și evidență, este, că nu-i pot da că e prea mare, 50. Le-am dat unul și le-ai dat. Da. Ok. Dar și cât e taxa? 15. Am înțeles. Și câte bonuri ai vândut azi? Moare păcălele. Bine că merge afacere. Dar și ce v-a interesat dumneavoastră? E întreprinderea primăriei, nu, nu e și, privată, și, nu? Și. Păi de asta m-a interesat. Și ocupi un post acolo. Nu trebuie să ocup nimic, mă interesează că e banul public, e interesul public, e spațiul public. E vremea să prinzi la minte cândva odată. Ești băiat mare, destul de frumos, trebuie să înțelegi ceva. Și să înțeleg, că adică la unul dăm bon și la 10 nu. Și asta îți pare matale normal? Normal îmi pare, dar tu de ce zâmbești tu parcă ieșindu... De unde știi că zâmbesc? Că-s cu mască. Chiar râd. Te consideri mare. E că iar ai luat bani și iar n-ai dat bon. În adresa asta. Și să mă adresa? Să mă adresa țeulea cum e deștept și cât mai frumos să fie. Da. Ei, na, rămân așa urât și mi-arăt prostie, dar mă interesează cum se cheltuie banii publici. Eu cam spune dat... ceva neplăcută, să-mi par rău și ești. Spune, avem polițist în sat, ai zgrăiești cu el dacă n-ai grăit de mult. Măcar așa ești băieți treabă, văd că ai rămas cu de ei, bun, ai pornit pe calea și e bună. Parate samagon. 5.000 de lei. Nu știu din ce au fost butoaiele astea, dar nu cred că era pentru uz alimentar. Și băieți, și copii acolo. Mă uit cât de sănătos e butoiul ăsta. Dintr-o apă? Dar și nu apă ție aici, nu într-o șrachiu? Ia uite, era mietul rachiu pentru ăsta, apă nu mai rășește. Și aici se rășește, da? Da, acolo, da, și ăla. Tu cum ești mulțuit? Aceeași etichetă are. Ia uite. Contains reaction mass, nu știu ce. Ceva ta o travă a fost aici. Da, ok. Ok. Tufi de ambrozie chiar pe cărarea care duce la toaletă. Pentru că nu-i chiar veche, toaleta arată relativ decent. Dar ambrozie trebuie stârpită. Scrie în lege.
când 15 lei, eu primit certificat de la veterinar. Fără expertiză, fără laborator, are certificat. Și acela la cântare tot e certificat. Gata, e în regulă. Piața de duminică la Pepeni Sângerei. Cam nimeni nu poartă mască sau o poartă pe barbă, sub nas. E mare risc să ne trezim cu focar la Pepeni. Toți se întâlnesc și dau mâna, bărbații mai ales. E responsabil. La poartă stă omul cu dezinfectant și tot ei dau mâna toți unul cu altul.